Timp de 4 zile, Iașiul va fi gazda primei ediții a Festivalului Internațional de Film Vovadis. Evenimentul va avea loc la începutul lunii noiembrie sub genericul Libertate, marcând astfel împlinirea a 35 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. În programul festivalului vor fi cuprinse 37 de filme artistice și documentare de lung și scurt metraj, precum și o serie de conferințe. Prima ediție a Festivalului Internațional de Film, Vovadis, va începe în data de 7 noiembrie și va cuprinde pe lângă cele 37 de filme anunțate și 6 conferințe. Vor fi prezentate filme din Statele Unite ale Americii, Serbia, Grecia, Kazahstan, Armenia, Kârgâzstan și România. Evenimentele se vor desfășura în mai multe locații din Iași, puse la dispoziție de partenerii din proiect. În acest an ne-am făcut curaj să inițiem o primă ediție a unui astfel de festival. Am ajuns astfel la Festivalul Internațional de Film, Kvovadis. Ne-am inspirat, firește, din romanul premiat cu premiul Nobel a scriitorului Henryk Sienkiewicz și de asemenea de filmul producție Statele Unite ale Americii 1951. Un roman și un film care au lăsat o impresie puternică asupra generațiilor de atunci și nu numai. Kvovadis este o întrebare care a străbătut veacurilor. Sfântul Apostol Petru îl întreabă pe Mântuitorul: unde mergi, Doamne? Să mă răstignesc în locul tău, Petre. De fapt, ne trimite cu gândul la restaurarea ființei umane, prin răstignire și mai ales prin înviere. Kvovadis este de asemenea o întrebare de mare actualitate încă. Este o întrebare la care suntem chemați să aflăm răspunsul. Încotro eu, încotro lumea, încotro creația. E o întrebare care ne poate așeza pe drumul corect către orizontul veșniciei. De asemenea, anul acesta, în 2024, se împlinesc 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989, când cu prețul sângelui multor tineri, și nu numai, s-a recâștigat libertatea pierdută. Îi așteptăm pe toți, cu drag, la Iași. Cred că se merită chiar efortul de a veni și din alte orașe ale țării, fiindcă festivalul nu se adresează doar locuitorilor Iașului. Festivalul se adresează tuturor cinefililor, dar și celor cărora le place așa din când în când să urmărească câte un film. Așteptam de foarte multă vreme acest festival, adică un festival creștin de anvergură în România, un festival creștin nu strict rondat bisericii, nu un festival strict bisericesc, ci un festival creștin în sensul larg și generos al cuvântului, din care avem destule, avem o pleiadă de astfel de festivaluri, în special în lumea slavă, în special în Rusia, despre care eu am scris destul de mult, le-am promovat prin reportaje, prin prezentarea multor filme susținute și văzute în aceste festivaluri. Astfel de festivaluri creează o idee creștină de care avem nevoie. La mesele de dialog intelectual și artistic din cadrul acestor festivaluri putem să înțelegem cum va fi creștinismul nostru trăit acum în anul 2024 și cum va putea fi în continuare. Vom fi față în față, sper eu, cu tot ce este mai bun în privința creativității, cu filon creștin sau cu filon umanist în general, pe care o putem avea sau avem nu doar în România, dar și în alte țări creștine, în special în cele creștine ortodoxe, dar de asemenea ne interesează și oferta umanistă a altor țări și culturi care poate că și-au păstrat mai multă prospețime sufletească și spirituală decât avem noi acum. Pe site-ul kvovadis.ro este publicat programul, iar organizatorii oferă posibilitatea rezervării locurilor în avans la cele peste 40 de evenimente din cadrul festivalului. Accesul va fi gratuit în baza rezervării în avans.